cred că astăzi va fi o discuție constructivă. Vom pune accent pe fundamentarea relațiilor stabilite în mijlocul unor relații de parteneriat, pentru că doar prin parteneriate putem să realizăm niște lucruri frumoase. O zi bună, continuare! Să trăiți, domnule președinte, domnule primar, doamnă director, stimați colegi, onorată asistență, salutăm respectuos prezența dumneavoastră, suntem onorați să participăm la o masă rotundă intitulată cu un generic sugestiv și frumos pentru Republica Moldova, întreprinderea Floare de Cireș SRD, bună practică de incluziune socioprofesională a tinerilor cu alte abilități. Considerăm că trebuie să oferim cuvânt domnului Ion Crețu, primar de Resin. Onorată asistență, domnule președinte, doamne directoare, onorată asistență, bună ziua! Într-adevăr, eu am să pun accent pe niște lucruri importante care, într-adevăr, când se implementează anumit proiect, este să pun accent pe durabilitate și continuitate. Acest lucru mă bucur că, într-adevăr, s-a implementat proiectul, numai că să fie în marketerie. Este o durabilitate și este o continuitate și asta este datorită faptului că activează oameni cu suflet, oameni care se implică în probleme societății și în probleme de persoane cu dezabilități. Asta este important. Și totodată eu am să aduc mulțumire Consiliul Local care a dat acordul pentru ca acea încăpere să fie dată copiilor sau persoane cu dezabilități care se poate activa și totodată ca să se menține pe piață întreprinderea socială fără de cereț. Am observat că sunt niște lucruri care sunt cuțuite bine și sunt realizate cu succes. Și oamenii din sat care sunt implicați în activitatea întreprinderii sociale și persoane care au anumite servicii de la întreprinderea socială, sunt bucuroși, fiindcă avea suport din partea cuiva este un lucru important. Și totodată am să zic că persoanele date cât mai mult sunt încadrate în societate, cât mai mult noi apropiem de noi însăși și să le cam trebuie trebuie să rezolvăm anumite probleme, îi se bucurăm. Că nu este bariera aceea între așa cum spus cetățenii, practic la noi se divizează puțin. Este cetățean care poate conduce, care lucrează, e activ în viața socială. Și sunt persoane care cu dezabilități care nu are acea putință, nu poate să se încadreze în societate. Deci acest lucru este important, fiindcă că ambele părți sociale, așa să le zic, se împreunează și merg înainte. Pentru faptul este că e corezenie și s-a implicat și pentru că a obținut acest proiect cu suportul Guvernului Suediei și Ministerul Afacerilor Externe și altora. Și eu vă doresc succes, vă succesă lucrurile Floare de Cireș și să știe că întotdeauna va avea sprijinul Primăriei Rezen și Consiliul Local. Vă doresc succes și numai bine! Să trăiți, domn primar, între aceste opțiuni. Domnule primar, doamna directoare, stimați oaspeți, invitați, vă bucur că să mă aflu astăzi aici, nu sunt pentru prima dată la Rezin, vin deseori aici, dar mă aflu pentru prima dată în calitate de invitat la așa un eveniment. Știu că întreprinderea socială Floare de Cireș a fost lansată anul trecut, în vara anului trecut. Am urmărit toate știrile din acea perioadă până acum despre activitatea acestei întreprinderi. Sigur că este foarte important să asigurăm celor care sunt în niște condiții mai dezavantajate, să le acordăm tot sprijinul necesar ca ei să nu simtă aceste bariere, să nu se simtă cumva ignorați, să nu se simtă siguri, să nu se simtă marginalizați.
Nu sunt niște unice proiecte în acest sens. Mă bucur că în raionul Ioloveni, ca raion pilot, avem implementate în majoritatea sau în toate instituțiile de învățământ. Deci această incluziune prin învățământ, practic noi am desființat instituțiile sau copiii instituționalizați care aveam în raion, practic toți se află acum cu părinții sau sunt impuși în familie. Și această întreprindere sau acest proiect care este atât mai departe la rezidenți, eu să pot să vin ca o continuitate a acestui proces și este de datoria noastră ca aceste bune practici să fie dezvoltate, să le fie drept, să le servească drept exemplu și pentru alți actori în cadrul raionului Ioloveni și nu numai în cadrul raionului Ioloveni și în celelalte raioane. Suntem parteneri deja de durată mă refer la Consiliul Raional, suntem parteneri de lungă durată, de durată deja. Aveam multe proiecte în comun cu Ecorezeni, ne bucurăm că sunt foarte activi, atrag foarte mulți actori. Proiectele în care este implicat Ecorezeni țin de diferite domenii și acest fapt ne bucură. Este probabil și emblematic faptul că această întreprindere își va avea seara chiar pe teritoriul liceului teoretic Răzieni și sigur că acest fapt la sigur va sensibiliza nu numai locuitorii din sat, dar în primul rând va sensibiliza și elevii liceului teoretic, pentru că sunt sigur că la lecțiile practice, la lecțiile de muncă și ei vor fi cei care vor activa sau vor da o mână de ajutor în cadrul acestei întreprinderi. Și eu țin să mulțumesc pentru invitație, vreau să mulțumesc, în ultimul rând, vreau să mulțumesc finanțatorilor, partenerilor de proiect ai Ecorezeni și vreau să doresc succes în continuare și sper ca acest fel de proiecte să nu fie unicele implementate. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați găsit timp să veniți astăzi la evenimentul la care noi ne-am propus următoarele lucruri. În primul rând, o întreprindere socială pare un lucru nou, să veniți ceva nou în țara noastră, în localitățile rurale. De asta ne-am propus ca acest concept, această idee să fie cât mai clar, să cel puțin să venim cu o mică introducere despre ce este o întreprindere socială, ce se ocupă și de ce tinerii cu dizabilități lucrează la această întreprindere. Totodată avem ideea de a semna un acord de colaborare cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ioloveni în cadrul unui nou proiect care Fundația Est Europeană Moldova a hotărât sau a decis să o finanțeze. Este vorba de crearea a unei serie moderne aici, pe teritoriul Liceului Teoretic Ion Pelivan din Răzeni, pe care s-a mai vorbit și am ales un moment mai oficial să fie prezenți mai mulți martori la acest eveniment de semnare a acordului de colaborare. Totodată vrem cu această ocazie să prezentăm ce rezultate ne propunem în cadrul proiectului finanțat de Fundația Est Europeană și venim cu o altă inițiativă importantă pentru noi ca să creăm la nivel de raionul Ioloveni un grup de lucru. Cum spunea domnul vicepreședinte, este important ca să promovăm exemplul întreprinderii sociale fără de cireș ca în viitorul apropiat cu suportul administrațiilor publice locale, administrației raionului și altor actori, finanțatorilor, să apară și alte întreprinderi sociale în localitățile raionului Ioloveni. Și de ce nu să fim un exemplu pentru alte localități din țară? Poate este o mică confuzie ce privește o parte din titlul Misiei Rotunde, este vorba de incluziune socioprofesională a tinerilor cu alte abilități. Venim cu o
De obicei ne propunem fiecare dată să fim într-un fel inovativ. De această dată venim cu o nouă formulare în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, să vedem dacă această idee va fi acceptată în societate. Propunem ca tinerii sau persoanele cu dizabilități o să încercăm să schimbăm motivul persoane cu alte abilități, să vedem dacă acest lucru va funcționa. Sunt câteva argumente, dar cred că la sesiunea de discuții, dacă fi necesar, o să revenim la acest subiect. Doar în câteva cuvinte despre ecorezen, fiindcă sunt mai mulți actori care poate prima dată au avut despre ecorezen sau nu cunosc ce se ocupă ecorezen. Ecorezen a fost fondat în decembrie 1998 de către un grup de tineri studenți de la Rezen și alte localități, susținuți de câțiva cetățeni din localități. Avem o mare astăzi, unul din membrii fondatorii este domnul Sfântimul, este prezent aici, numele lui este consilier local. Permanent am simțit susținerea dumnealui în activitatea asociației și interesul față de asociație. Până în 2005, ecorezenii, însăși denumirea poate ne trădează că am avut mai mult activități ecologice de instruire a tinerilor, a elevilor din liceu în ceea ce privește educația ecologică, am plantat arbori, arbuști când era cazul, însă din 2005, împreună cu primăria Rezen și liceul teoretic Rezen, ni s-a oferit un spațiu în subsolul liceului și de atunci ecorezenii are un oficiu și a început să-și schimbe sau să-și direcționeze activitatea nu doar în domeniul educației ecologice, dar își lărgește și implică tineretul, este preocupat de problemele tinerilor și oferirea soluțiilor sustenabile pentru aceștia. De asta, pe parcursul anilor din 2005 până în prezent, am dezvoltat mai multe inițiative ca educație electorală pentru tineri, consilii locale de tineret, participarea tinerilor la procesul decizional local și o inițiativă nouă care ne-am propus-o în 2010 a fost crearea Fondului pentru Tinerii Alobeni în parteneriat cu administrația regiunii, un program de succes care este deja al patrulea an la rând, care a demonstrat și demonstrează în continuare rezultate, care este tot de fapt finanțat de Fundația Est Europeană din resursele Guvernului Suediei. Și analizând situația acestor proiecte, ne-am dat seama că în mare parte beneficiarii acestor programe, proiecte care le dezvoltă ecorezeni, sunt mai mult tinerii cu implicații în procesul de învățământ, tinerii studenți sau tinerii care au acces la informații. Și am observat că o mare parte din tineri rămân într-o parte, nu sunt interesați, informația la ei nu ajunge. Și am încercat să găsim o soluție în ceea ce privește implicarea și acestor tineri, cum sunt tinerii cu dizabilități, tinerii care nu sunt incluși în procesul de învățământ, tinerii șomeri care de mai mult timp nu și-au găsit un loc de muncă, care trăiesc în familie social vulnerabile. De asta, împreună cu parteneri din Austria, am încercat să găsim o soluție în această privință și să venim cu o bună practică pe care o implementează austriecii. Inițial ne-am gândit să venim cu instruiri pentru acești tineri, dar analizând mai mult timp această idee, ne-am dat seama că, de fapt, Agenția pentru Ocupare Forței de Muncă se ocupă de acest lucru, instruirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau care nu au o profesie. De asta am stat și am mai cântărit puțin ideea și partenerii austrieci au venit cu inițiativa de a crea la Rezen o întreprindere socială, o măsură proactivă în ceea ce privește implicarea tinerilor marginalizați. Noi, inițial, ne-am gândit că este o provocare extremă pentru noi, mai ales că în Republica Moldova sunt experiențe foarte puține în acest domeniu. Legislația Republicii Moldova în domeniul antreprenoriatului social practic lipsește. Dar noi totuși ne-am aventurat în această inițiativă, în acest proiect și iată-ne că poate cu rezultate modeste, dar deja al doilea an încercăm să promovăm acest concept de antreprenoriat social și să demonstrăm că persoanele precum sunt tineri cu dizabilități de la Rezen, pot fi încadrați în câmpul muncii, aceștia pot arăta rezultate și că
dizabilitatea nu este principala problemă când vorbim despre încadrare sau implicarea acestor persoane în viața comunității. Așa și un mic raport, poate în comunitate sau cei noi care colaborăm sau care au despre noi, se întreabă câți bani se cheltuie la această întreprindere socială sau în acest proiect, câți tineri beneficiază de acest, de acest program, ce planuri de viitor, care sunt rezultatele până la acest moment. De asta ne-am propus ca să fim puțin, hai să spunem, transparenți, nu știu dacă este corect acest lucru, ca să fie clar și în cazul când dumneavoastră aveți anumite idei, fiindcă am încercat să adunăm persoane cheie din mai multe domenii, cum este învățământul, asistența socială, economia și autoritățile publice locale, presa, într-așa mod, consilieri locali, în așa mod că în cazul când apare întrebări, propuneri, idei de colaborare, noi suntem deschiși să fie o claritate în ceea ce privește. Fiindcă scopul nostru este ca să dezvoltăm localitățile din raionul Ialoteni și anume prin dezvoltarea economică vedem viitorul și implicarea cetățenilor în comunitate, vedem niște comunități dezvoltate și de succes în raionul nostru și în țară. Primul slide îl avem așa desenat un drum pe care l-am parcurs noi până a avea creat întreprinderea socială Floare de Cireș SRL. Eu câteva aspecte le-am pomenit când am făcut o mică introducere. Este vorba de partenerul austriac Volkshilfe Solidaritat. Este o organizație non-profit din Austria care oferă suport, are un program de cooperare externă și oferă suport mai multor țări, inclusiv Republicii Moldova. De asta Volkshilfe Solidaritat împreună cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Sociale, Protecției Consumatorilor din și muncii din Austria au decis ca în aprilie 2012 să susțină inițiativa care a apărut între ei cu Răzeni și Volkshilfe și să creeze la Răzeni, să susțină crearea la Răzeni a unei întreprinderi sociale. Și anume în baza unui model existent în Austria este vorba de întreprinderea socială VinWork de la Viena, care s-a împărtășit cu experiența în ceea ce privește antreprenorul social și cum noi putem să facem acest lucru în baza experiențelor aici la Răzeni. Iată-ne că am avut finanțare, am avut un plan de acțiuni și, evident, beneficiarii noștri erau, în primul rând, de persoane cu tineri cu dizabilități de la Răzeni. Am identificat împreună cu primăria Răzeni, asistent social de la Răzeni, circa 30 de tineri cu dizabilități la Răzeni, care în mare parte a lor nu au studii, nu au experiență de muncă, stau acasă și ei sunt mai mult 50% în cazul când ies în stradă, sunt marginalizate de către vecini și ceilalți membri ai comunității. De asta noi am încercat să vedem împreună cu doi medici experți, am analizat care este situația lor, capacitatea lor de integrare socială, care ar fi capacitățile lor de integrare profesională, ce studii ar putea primi reieșind din dizabilitatea lor și din capacitățile lor de muncă. Și iată că am făcut un mic studiu, interviuri cu 130 de tineri cu dizabilități la Răzeni și am împreună cu experții și inclusiv din Moldova și din Austria, am ajuns la concluzia că am putea începe cu câțiva din ei, cel puțin 10 tineri, fete și băieți, să începem o afacere socială în domeniul alimentației publice. De asta am selectând acești 10 tineri, ne-am dat seama că ei nu au niciun studiu, nu au formare profesională în domeniul alimentației publice și imediat am apelat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și împreună, prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, am instruit acești tineri în domeniul alimentației publice. Un tânăr chiar a făcut și cursuri de contabil, fiindcă am avut nevoie de un contabil la întreprindere socială pe care am creat-o ceva mai târziu. Și iată, ne având
acest colectiv, persoanele instruite cu un minim de bagaj de cunoștințe și abilități în ceea ce privește alimentația publică, am pornit la drum. În decembrie 2012 am înregistrat la Camera Înregistrării de Stat în SRL cu nume sugestiv Floare de Cireș, care sperăm să ne poarte noroc. Întreprinderea are sediu aici la Răzieni și are la moment circa 10 angajați care lucrează în cadrul întreprinderii. Este vorba de, dintre care 6 sunt tineri cu dizabilități, 3 fete și 3 băieți, care au primit această instruire sau în dependență de specificul muncii, au primit o consultație în ceea ce privește, sau au primit o mică instruire, cum să, de exemplu, cum să livreze mâncarea la domiciliu sau cum să servească alimentele, mâncarea gata clienților noștri. Noi, prin intermediul proiectului Incluziunea Social-Profesională a Tinerilor cu Dizabilități de la Răzieni, ne-am propus ca să scoatem în evidență capacitățile tinerilor cu dizabilități, să demonstrăm că aceștia pot face anumite lucruri și iată, ei fiind integrați în câmpul muncii, obțin abilități de muncă, sporesc încrederea în forțele proprii, devin din beneficiarii ai prestațiilor sociale, devin contribuabili activ la fondul social, fiindcă acești tineri primesc salarii, respectiv din salariu se rețin contribuții de asigurare socială, asigurare medicală, impozit pe venit, respectiv acești tineri sunt parte deja a comunității, sunt contribuabili activ în bugetul local. Respectiv, CV-ul lor, experiența la profesională crește și poate în perspectivă ei pot deveni angajați la alte întreprinderi cu profil alimentație publică, să fie angajați cu un salariu mai mare, poate într-o întreprindere de alimentație publică cu un prestigiu mai mare. Aici aveți întreaga noastră echipă. Alături de noi lucrează și un voluntar de la Corpul Păcii. Este vorba de Bonita. Doamna Bonita a început activitatea sau colaborarea cu Eco Răzieni în august 2013 și timp de 2 ani va asista și va acorda consultanță pentru a dezvolta afacerea socială de la Răzieni. Spuneam că avem și tineri și băieți. Cred că în ceea ce vorbește proiectul sunt mai multe avantaje pentru comunitate. În primul rând, această clădire care era până în decembrie 2012 în Răzieni, în centrul localității, care arăta groaznic, noi am schimbat-o într-o clădire modernă, care am echipat-o cu utilaj pentru bucătărie ultima oră modern și condiții de muncă pentru aceste persoane ca să se simtă confortabil și să activeze în cadrul unei întreprinderi moderne, sau așa să-i spunem. Totodată, pentru construcția, dacă cineva este curios, pentru construcția, renovarea și echiparea acestui spațiu, este vorba de circa 74 de metri pătrați, au fost cheltuiți circa 700.000 de lei, dintre care cam jumătate pentru echipament și jumătate pentru servicii de construcție și reparație acestui spațiu. În 27 iunie 2013 am avut o sărbătoare mare pentru noi. Este vorba de deschiderea oficială și lansarea oficială, de fapt, a afacerii sociale de la Răzieni. Am avut oaspeți din Austria, reprezentantul Ministerului Afacerilor Sociale. Am avut reprezentant, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, doamna Glavan, și reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acești actori ne-au promis susținerea și în continuare și au apreciat faptul că la Răzieni a apărut o întreprindere socială care nu, de fapt, s-a aventurat așa într-o acțiune care nu știe exact în ce direcție sau cum poate să dezvolte ea în continuare. Însă noi, având rezultate modeste,
și susținerea dumneavoastră. O să încercăm să demonstrăm că am venit cu o soluție de viitor în cazul acestei probleme pentru comunitatea noastră. Dat acest serviciu social, ne propunem ca acest serviciu să fie acreditat pe parcursul acestui an, pentru că sunt niște proceduri care durează un pic. Evident că beneficiarii sunt selectați împreună cu asistentul social de la primărie, se fac persoanele care consideră că au nevoie sau se încadrează în criterii de beneficiar, acadent de ajutor social, depun o cerere tip și se anexează și alte documente. Aici este implicat și Centrul Medicilor de Familie. Avem aici pe doamna Andriuță, care e medicul șef. Dumnealor ne oferă certificatul sau dovadă că aceste persoane nu au anumite boli de transmisie sau nu știu cum se numesc, că aceste persoane pot fi încadrate în orientația publică. Pe această cale vreau să mulțumesc doamnei Andriuță pentru suportul care ne-l oferă. Și mergem în vizite la aceste persoane până ca ele să devină beneficiare acestei cantine sociale. Până acum, din păcate, câțiva dintre beneficiarii noștri au decedat. Asta demonstrează faptul că sunt persoane foarte vulnerabile, care trăiesc în mare parte singuri, nu se pot deplasa și alte condiții mizerabile de trai. Următorul slide este vorba despre afacerea noastră socială. Fiindcă ne-am gândit noi dacă o să venim doar cu un serviciu social, doar cu să oferim doar o mână de ajutor, fără ca să avem un suport financiar de perspectivă, credem că proiectul, dacă se termină finanțarea, el moare și se închide. Ne-am gândit și de asta ne-au convins și partenerii austrieci că este cazul să dezvoltăm o întreprindere socială care să presteze anumite servicii contraplat, iar din veniturile acestea să fie asigurată continuitatea serviciilor sociale și activității întreprinderii sociale. De asta noi am decis ca să, după cum am spus, să activăm în domeniul alimentației publice și începând cu septembrie 2013 am lansat un serviciu catering pentru localități din Crișorul Brăzien, dar baza este municipiul orașul Chișinău. Mai mult despre afacerea socială să ne vorbească Dumitru Bracu, care este administratorul contribuției sociale fără de cireștere. Spuneam anterior că avem o nouă inițiativă, să ne-am gândit în ce domenii am putea integra cu succes și alți tineri cu dizabilități. Și analizându-ne situația, ne-am dat seama că acești tineri, de fapt, fete și băieți, de fapt, lucrează acasă în grădină. Ei au anumite îndeletnișiri de a pune în pământ sau a îngriji niște plante. De asta am decis să creăm câteva serii de creștere legumelor, totodată să avem și legumele noastre pentru cantina socială și serviciul catering. Pentru că deseori, când servim aceste servicii noastre catering, suntem întrebați, sunt produsele de la rezeni, sunt produse ecologice, sunt produse proaste și mai departe. De asta am decis să combinăm într-un fel mai multe aspecte. Și iată-ne că venim cu o inițiativă nouă, crearea câteva serie moderne la Răzieni, am venit cu o idee de proiect la Fundația Este Europeană, care are un program de susținere a antreprenoriatului social în Moldova. Fundația a decis să finanțeze această inițiativă cu un suport financiar în valoare circa 29.000 de dolari suane, pentru care circa 17.000 de dolari vor fi investiți în construcția sedelor. Aici ne vor ajuta și partenerii austrieci. Totodată vor fi acoperite și alte cheltuieli de administrare a grantului, salarii pentru două persoane responsabile de administrarea acestui proiect, și alte cheltuieli administrative ca deplasări, servicii telefonice și alte. Pot să numesc plumbă de cooperare cu ecolezenii, atât în proiect și în antreprenat social, dar și alte proiecte. Și de ce a venit de această inițiativă, sigur, ne-am motivat și este și pentru noi plăcere să lucrăm cu această organizație, parteneriată deja titulată care avem, probabil o demonstrare.
Lipsesc cu personalul, ce aș putea zice? Mi-aduc aminte, acum câteva luni, când am venit în Israel să discutăm proiectul concret, proiectul PSRC, atunci a venit, a demonstrat, a dat o schemă pe perete cu diferite culori, cam unde se află la moment, întreprinderea, unde tinde să ajungă, care sunt planurile pe viitor, care sunt planurile în proces de realizare. Te cred că deja Seros o să-și schimbe acum culoarea, fiind în proces de realizare, de la procesul de la plan și viitor. Deja să știți, asta bun. Ce aș vrea să mai adaug aici? Fundația Storocană, până în anul 2016, a propus un program mai amplu în ceea ce sunt antreprenorul social la nivel național. Acele granturi care le oferim, respectiv aproape 30.000 de dolari care le-ați văzut, în special pentru proiectul PSR, este unul din 10 granturi care de fapt le-am oferit la nivel național. Lucrurile trebuie să constat că câteva idei pe care noi le finanțăm au fost de fapt inspirate din ceea ce deja face de cireaș și făceam. Iar știu că asta vine să demonstrează că este un succes și este un exemplu mult urmat. Proiectul amplu care îl facem are două componente majore. Pe parte începem să susținem organizații la nivel local, să întreprindă asemenea funcții. Pe altă parte încercăm să lucrăm și la nivel național. Probabil Sergiu poate să-mi spune aici mult mai mult decât e de ușor să gestionezi sau să faci profitabilă, avantajoasă o întreprindere socială. Din păcate, nu avem absolut nicio facilitate din partea administrației centrale care ar facilita. Adică SRL-ul Floare de Cireș activează pe oricare SRL ordinar, plătește exact aceleași impozite, pe exact același impozit pe venit, contribuții sociale și tot pachetul care vine, fără careva avantaje, ca să zic, considerăm faptul că acele persoane, într-adevăr, din simpli beneficiari sau nu știu cum se numesc, profitori, poate, din bugetul național, ei s-au transformat în contributori. Adică, din perspectiva noastră, asta ar merita susținere din partea administrației centrale, din partea, hai să zic, guvernului, dacă pot să zic. Adică, necesită anumite schimbări, atât la codul fiscal, cât și la tot pachetul de legi sociale care le avem. Asta este viziunea noastră. De ce? Ceea ce este deja la moment, este un grup de lucru pe lângă Ministerul Economiei, unde se încearcă să lucreze în acest sens, ca întreprinderile sociale, într-adevăr, să beneficieze de anumite facilități, cum ar fi proiectul. Ceea ce ține de nivelul administrației locale, nu știu dacă aici avem prezent în sală, dar deja am făcut, adică, anumite eforturi în acest sens, să încercăm să ajutăm, administrația locală, administrația publică locală. Sunt pentru să constat că Floarea de Cireș probabil este acel spărgător de gheață care, exemplu, este la nivelul țară. Și când mergeam prin mai multe localități cu acest program, studiind ideile care le-au în diferite sate, mai mulți au menționat la tot felul de conferințe sau training-uri care sunt la nivel național că le-a fost prezentată această idee, eu cunosc, iau de bază, sunt în contact, de aceea eu sunt mândru și bucuros și asta o zic în numele Fundației, că noi suntem parteneri într-un astfel de proiect și mai bucuros sunt să constat că aici avem reprezentanți atât la nivel regional cât și reprezentanți la nivel de primărie, de școală, de comunitate, ceea ce arată că interesul, într-adevăr, persistă. Cu regret, situația nu este similară în multe alte localități. Aici avem un exemplu pozitiv și că suntem și aici. Vă mulțumim mult și vă suntem recunoscători. Stimați colegi, urmează prezentarea raportului de activitate a întreprinderii sociale Floarea de Cireș SRL și lansarea oficială a paginii web floaredecireș.md. Domnul Dumitru Braga, director, întreprinderea socială Floarea de Cireș SRL. Mulțumesc, Victor. Creând această întreprindere socială, noi ne-am propus din start să dezvoltăm cât mai multe locuri de muncă și pe cât e posibil să angajăm cât mai multe persoane cu dizabilități. Desigur, am ales aceste persoane cu dizabilități să fie de diferite vârste, genuri și diferite grade de dizabilitate. În echipa noastră sunt angajate trei fete cu dizabilități, Elena și Lidia, dintre care primele două nu doar că pregătesc bucatele, dar ele merg și cu noi la oraș să deservească clienții, să aranjeze bucatele. Încercăm să le integrăm și în afara spațiului de lucru. Pentru distribuirea prânzurilor gratuite către beneficiarii localității avem acești doi băieți, Serghei și Dorin. Ei, la fel, nu doar că distribuie aceste prânzuri, ei sunt, fac și niște lucrări adiționale, teritoriul, cantinei, la
tai iarba, ud, mătură și, și alte lucrări. Câteodată ei merg și, și cu noi la oraș se deservească clienții. Anul acesta avem, pentru prima oară avem o domnișoară care este la practică timp de 2 luni. Deja Sergiu a prezentat-o pe, pe Bonita, care este pentru 2 ani zile pentru a ne ajuta să dezvoltăm întreprinderea socială. Ca un oricare cantină sau bucătărie avem bucătarul șef Tatiana și am observat că începând din septembrie anul trecut până acum volumul de muncă a crescut și am fost nevoiți să angajăm o altă persoană, normal, un ajutor de bucătar. Deja este Sergiu, care îndeplinește vreo 3-4 funcții, cel puțin. Ce oferim noi? Servicii de catering, pauze de cafea, business lunch, bufet suedez și furcet. De obicei, cam așa arată mesele noastre, plăcinte. În stânga este un bufet suedez. De la începutul creierii întreprinderii, ceea ce ține de marketing, am realizat pagina. Astfel să susținem, să continuăm și cu serviciul social, cantina socială și integrarea, instruirea personalului nostru, totodată să promovăm și conceptul de antreprenor social la nivel de țară. Dacă să vorbim de contribuțiile la bugetul de asigurări sociale, cred că este foarte important, din salariile acestor angajați până la moment, timp de 6 luni s-au achitat circa 80.000 de lei în fondul bugetului asigurării sociale de stat. Impozitul devenit la bugetul local este circa 15.000 de lei. Credem că un agent economic într-o comunitate rurală este foarte important să existe și de asta noi mizăm pe suportul administrației publice locale și pe faptul că să colaborăm împreună. Este important că noi discutăm aici despre atât de aspecte și instruire care e legat de învățământ și protecție socială, ajutor social legat de direcția asistență socială și de afacere, dezvoltarea economică, este secția economie, angajarea în câmpul muncii, agenției pentru ocupare forței de muncă, să fim informați despre aceste oferte și este ceva inovativ în domeniul, în Republica Moldova, de asta pare ceva nu prea clar, nu prea, și nu văd rolul meu în cadrul acestei afaceri sociale sau întreprinderi program care este la Rezeni. Cred că treptat noi o să găsim tangențele de cooperare și colaborare și în așa fel ca fiecare să contribuie cu ceva și sunt parte a dezvoltării comunităților din regiunea Ielogiei. Unde culminează cu semnarea unui acord de colaborare între părțile Asociația Obștească Eco Rezeni și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ielogiei. Domnul Sergiu Gărău, președinte ONG Eco Rezeni, domnul Ion Balau, șeful Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Ielogiei. Dar domnul Balau, venit pe producere, pentru că este cazul. Suntem bucuroși că ne-am dat astăzi la acest eveniment. O să fie important de nivel local, raional, dar și republican. Deci, în două cuvinte, aș vrea să vă informez că Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă anul trecut a înregistrat calitate de șomer 5.000 de persoane din pături vulnerabile și celor cu dezabilități, deci 22 de persoane cu dezabilități, 4 cu dezabilități severe și 18 cu dezabilități medii, dintre care 55 de persoane, 11 persoane au fost plasate în câmpul muncii, 10 s-au bucurat de o indemnizație de ajutor de șomaz, 6 au fost instruiți la școlile de orientare profesională, iar 6 au primit alocație de integrare sau reintegrare profesională. Noi cu ONG-ul Eco Rezeni colaborăm de câțiva ani. Deci acest contract care, de colaborare care va fi, acord de colaborare care va fi semnat astăzi, el se coace de 2-3 ani și astăzi este momentul. Deci, acordul prevede niște măsuri de comun cu Eco Rezeni care aduce la identificarea și plasarea în câmpul muncii a cât mai multe persoane cu dezabilități.
mecanism de colaborare în ceea ce privește angajarea mai multor persoane la întreprindere socială, Floarea de Cireș SRL, prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă, instruirea personalului acestei întreprinderi sociale sau potențialilor beneficiari angajați aceste întreprinderi sociale. Totodată ne propunem să avem măcar vreo 50 de beneficiari din această categorie ca rezultat a colaborării noastre pe parcursul a 2 ani până în decembrie 2015. Credem că o să facem și public pe paginile noastre web. În acest domeniu ca întreprindere socială. Vreau să menționez că reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă, atât și mai multe organizații neguvernamentale, agențiile teritoriale pentru ocupare forței de muncă, au participat la mai multe instruiri organizate de Ministerul Muncii și Solidarității din Austria, unde au prezentat practica lor foarte bună de funcționare a acestor întreprinderi sociale. Și părerea mea, într-adevăr, este pozitivă, fiindcă aceste întreprinderi sociale, care la noi până ce nu au un cadru legal normativ și de funcționare a lor, este greu ca să iau o amploare. Eu sperăm că, cum v-ați exprimat dumneavoastră, că se lucrează la Ministerul Economiei pentru a le da un statut și pentru a prevedea niște programe de susținere, de stimulare a acestor întreprinderi. Așa este practica internațională. Participă la diverse concursuri finanțate de stat și câștigă pe o perioadă o sumă de bani pentru încadrarea acestor persoane. Întreprinderile sociale este ca o punte de trecere pentru persoanele cu dizabilități la piața muncii libere. Este foarte important să le dezvoltăm abilitățile, să le valorificăm rolul lor în societate, fiindcă să luăm și o persoană care nu are o problemă de dizabilitate, dacă noi o izolăm și vom ține-o izolată de societate, desigur, peste o perioadă de ani și ea va avea careva dizabilități. De ce este important? De asemenea, vreau să vă salut și din numele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care astăzi nu au avut posibilitate să vină, dar noi, fiind o structură sub ordine Ministerului, suntem... Dizabilități. Noi suntem clienți ai întreprinderii sociale Floarea de Cireș. Vreau să menționez în primul rând calitatea serviciilor. În al doilea moment aș vrea să menționez profesionalismul în profesionalism. Și ne dorim să devenim un partener și un client fidel în întreprindere și astfel să contribuim la dezvoltarea ei. Toți invitații care sunt aici, pe lângă faptul că sunt un reprezentant atât al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a Consiliului Regional, sunt și membru, sunt consilier local în Consiliul Local Rezeni, totodată sunt de Baște din satul Rezeni și vreau să salut inițiativa băieților. Inițial mi-a făcut mai... nu aveam atât mai încredere, dar să știți că este... Salutat de cei ce vă ați intrat și ați plătit în Comuna Rezeni, fiindcă, de fapt, asta este politica statului și voi sunteți între primii care o implementați și contribuiți la profitul, adică la diminuarea cheltuielilor statului în susținerea beneficiarilor și implicarea lor, adică dezvățarea lor, adică îi învățăm a se încadra în câmpul muncii și nu mai fi dependenți de contribuții de partea statului, dar dimpotrivă, adică contribuind ei la dezvoltarea statului nostru, la implicarea în
muncă, de fapt, ați promovat educația prin muncă a foștilor beneficiari din partea contribuțiilor, da? Este o mândrie, fiindcă voi spuneți, într-adevăr, primii rândunici care ați început, adică ați dezvoltat, să puneți în practică dezvoltarea întreprinderilor sociale și sunteți consetenii mei. Eu vă doresc succes și mă bucur foarte mult. Vă mulțumim, doamnă de Nicolae. Felicitări pentru acolo să mă ajastăți. Să ajung direcția învățământ, consiliul urmă de Odet. Mă bucur foarte mult de faptul că acum văd și eu în practică cum se realizează acea politică mai întâi educațională, când mă ziceam că orice copil trebuie să aibă o pregătire profesională și această pregătire profesională noi o facem cum o putem face în cadrul orelor, în cadrul orelor de educație civică la micul compartiment, o antreprenoriat. Mă bucur de acele instituții care deja au început să implementeze cursul de educație financiară și tare am fi vrut noi că doi ani în urmă ne propunea că ușăm să facem și un acord cu ei ca să ne instruiască în domeniul business-ului, dar cu părere de rău acest acord n-a fost semnat și din partea ceea ce zicea și dumneavoastră că atunci când nu este acord cu organele de sus centrale, n-am putut să realizăm și nici noi. Ceea ce vreau să zic în continuare la ceea ce a spus domnul Braga, că liceul teoretic Rezeni este primul liceu unde pentru prima dată copiii au susținut examenele în bază de cerințe educaționale speciale și primii copii care au diploma cu FEI au putut ca să continue studiile. Ceea ce acum s-a făcut, iarăși este continuitate, că acei copii care au așa diplome, și nu numai ei, dar acei copii care pot, având nevoi speciale, având dizabilități, au putut să se integreze, au beneficiat de instruirea dumneavoastră și au putut să încadreze. Ei sunt un exemplu pentru noi, pentru Raion. Este foarte elocvent. Și vreau ca noi împreună să susținem mediatizarea și sensibilizarea tuturor celor care ar putea să facă lucrul acesta. Asta noi putem face prin ședințele cu directorii. Cei ce deja s-a făcut, cred că ieri, la masa rotundă, unde au fost invitați directorii ajuns pentru educație, unde s-a vorbit despre faptul cum trebuie să dezvoltăm abilitățile profesionale copiilor sau să-i orientăm profesional pe copii. Și cei ce noi astăzi am discutat la masă rotundă, iarăși din nou, cred că va fi foarte bine pentru a mediatiza. Felicit asociația pentru succese și vă dorim ca, într-adevăr, să aveți susținere pentru dezvoltare, pentru durabilitate. Și copiii din Răzăni și alți copii din Răzăni să beneficieze de ceea ce dumneavoastră e organizați acum. Cred că această seară va fi un exemplu iarăși din nou pentru mai mulți copii, ca să poată să concreze. Bună ziua a toți! Vreau să vă spun despre starea sufletească, adică psihologică a acestor tineri care activează în acest centru. Dacă cândva, știindu-i de mici copii, cum e comportamentul lor, erau niște persoane timide, sfereau, acum ei au devenit mult mai isteți, mulți mai energici și desigur că mulți din ei suferă de unele maladii și vreau să vă spun că crizele lor au scăzut destul de considerabil. Sunt câțiva din ei care nu au dat criză pe parcursul anului 2014. Asta înseamnă că e aportul lor în activitatea este bine și acționează și asupra sănătății acestor tineri. Referitor la grupul de lucru care ne propunem să o creăm în raionul Iloveni. Eu cred că cei care sunt prezenți astăzi la masa noastră rotundă, în mare parte și-au făcut deja o idee generală ce este antreprenoriat social și au identificat o nișă unde s-ar putea implica. Însă noi, la moment, suntem în proces de elaborare a unui regulament sau o structură de lucru a acestui grup, un document de lucru a acestui grup. De asta nu
nu avem niciun proiect acestui, acestui regulament, dar parcursul, până la sfârșitul lunii aprilie, vom veni cu un regulament, mini-regulament de activitate și care sunt obiectivele acestui grup de lucru. O să propunem spre consultarea dumneavoastră, veniți cu idei de îmbunătățiri, după care sperăm că la sfârșitul lunii mai o să avem acest document pus la punct și vom putea organiza prima ședință de lucru. Ne propunem ca idei generale, promovarea conceptului de antreprenoriat social, fiindcă este vorba de, de un domeniu intersectorial sau care se îmbină mai multe domenii și are beneficii la nivel de mai multe domenii și le implică pe toate în egală măsură. De asta, vă vedem pe dumneavoastră ca actorii de bază în promovarea acestui concept și integrarea sau realizarea cu succes a obiectivului incluziunea socioprofesională a tinerilor marginalizați sau tinerilor cu oportunități reduse, inclusiv tinerilor cu, cu alte abilități, să spunem așa. Venim cu, o să venim cu un concept, cu o idee de regulament parcursul lunii aprilie, parcursul lunii mai venim cu îmbunătățire, astfel că la sfârșitul lunii mai acest mic regulament de funcționare a grupului de lucru să fie pregătit și gata pentru a începe activitatea grupului de lucru. Domnul Comente, în primul rând mulțumesc vouă, cei tineri care vă să lasă la responsabilitate și în planul două, ca să acționat cum strângi, bateți să vă știți, cereți să vă da. Nu v-ați luat, domnule, o responsabilitate extraordinară când era început, chiar când s-a fondat organizația Ruștească, mie colezeni, pot spune ce o să fac și era băiețelul domnului Bodnar, ce ați fac copilului să vă da. Dacă acum ani să vă când fondată, a doilea organizație să vă fără de cine ești, să deschis cantina, bravo vouă, la mai mult și la mai mare, mare mulțumiri din partea Consiliului Local, și va și posibilitatea din partea Consiliului Local, pentru un dar tot, nu spunem că tot ce veți cere, dar și va și posibilitate, ca pentru binele locatarilor din satul Rezei și chiar așa necunzii, să fie bine, să fie angajați în muncă și un bătân, la bine putem să zic că mulțumesc tinerilor, la cei de la conducere, poate vor da pe viitor niște facilități, să nu mă apuși decât, vă scuzați, vreți prin așa. Ne așteptăm și la semne. Înțelege vorba că nu mă încep să lucra și să mă importele este așa, nu-i pun la pământ și ea ca unii să fie tot. Poate s-o trezi guvernanță în ordine și o face niște facilități la toate organizațiile astea opuștești, de a se ridica, de a spune picioare, de a face un bine întregului popor, că asta e mai ales pentru bătrâni care au rămas sau persoane cu dizabilități, le-au pus la pământ, nu știu, eu vreau să vă spun mai multe ca consilier local, metrul lui pe drum și ții milă de oameni, vă spun ce zic. Eu m-am trăit cu mântul și pe drum și pe cea cu mulțumesc, mi-au dus la întâlnă acasă, prândul și-a la tine spune în orice altă. A doilea întrebare, dacă e vorba că de acolo de știți o sală de biserică, cu mulți, vă trebuie să stau acasă, dar vor să mai prind piesa. Da, să miști. Nu știți că realitatea acolo spații. Dar acolo trebuie de făcut. Noi facem acest foișor, poate asta ne va permite să putem de bază. Să, da. Doamne ajute, la mai mult la mai mare. Mulțumim. Și noi ținem de doleanța dumneavoastră când mi-ați spus că trebuie avem numai 4 angajați la Ecorazie. Sau numai 4 locuri de muncă, noi deja avem 10. Ne-am ținut de promisiune și toți sunt de Ecorazie. Dumneavoastră țineți la locul presă să fie oameni la 10 și avem un locul. Noi vă mulțumim. Să fiți. Noi tot vreau să vă întâlnim și nu știu de vas. Am văzut în pregătă și noi proiect împreună cu Fundația Istoria Europeană în domeniul antreprenoriatul social. Fiind că suntem novici, am venit la voi la invitația Bunitei să preluăm ceva din experiența voastră. Poate mai mult că în alt proiect am fost partener cu Vinov Moldova, eu beneficiat de serviciile voastre de catering, v-au lăudat, am venit să vedem cât de bun sunteți în domeniul respectiv. Da. De limitele modestiei și am să zic că suntem mândri că astăzi am fost gazde la așa un eveniment important cum este semnarea unui acord de colaborare care aduce multe facilități pentru localitatea noastră. O localitate care ține foarte mult la prestigiul său și o localitate care ține foarte mult la tânără generație, la localnici, întotdeauna în perspectivă și planifică proiecte care țin de dezvoltarea localității. Și anume, problema problemelor care este la moment în țara noastră este menținerea populației în localitate.
ca să nu le se permită să plece peste